Zeci de mărci de lux își cos colecțiile în fabricile românești la prețuri chiar și de 10 ori mai mici decât cele de pe etichetă. 200.000 de oameni lucrează într-o industrie care face exporturi anuale în valoare de 5 miliarde de euro. Industria e una imprevizibilă, însă pentru că străinii își mută producțiile de pe o zi pe alta în țări care oferă un preț mai bun. De aceea, unii și-au lansat propriile branduri. Colaborează cu designeri cunoscuți și aduc în magazine haine românești, concurând giganții industriei. Fabrica Rapsodia din Botoșan, ridicată în comunism, a rezistat tranziției datorită industriei de lon, sau, mai pe românește, de asamblare. Conform patronatului din industrie, 70% dintre fabrici fac muncă brută pentru clienții străini. Mergeți la ședință? Da! Clientul străin trimite tiparul, materialul și accesoriile, iar angajații le asamblează și le trimit gata de vânzare. Mihai Tincu, cel ce a preluat fabrica după 89, spune că așa a reușit să țină în viață secțiile în care și el a învățat meserie. Asta e viață. E tinerețea mea. Din vârsta mea profesională, mai mult de jumătate e în partea de după 1990. Și din 40 ceva de ani vechime, vreo 30 ceva, sunt în conducerea firmei. Privind în jur, te aștept să intri în secție și să găsești colecția de paltoane toamnă-iarnă 88 gata să plece la export spre Rusia. În secție însă, surpriză. Astea sunt noutăți de ultimă oră. Margeala. Da. Și dumneavoastră cu câte îi vindeți? Cu vreo 30 ceva. Pe site îi găsim la 480 de euro, însă prețul include designul, transportul, marketingul și toată experiența casei de modă londoneze. În producție mai sunt pantaloni Prada, Maison Martin Margiela sau Emeraldine Iosenia. Mihai Tincu nu-și pune problema să concureze pe piața distribuitorilor de haine. Deocamdată are probleme din cauza că salariul minim a crescut, dar prețurile mărfurilor cu sute la el sunt aceleași. Calculele astea economice, eu pot să aduc încă nu știu câte zeci de mii de produse, dar dacă le lucrez în pierdere. Pentru că nu mai dau prețul ăla care am eu nevoie să-mi plătesc utilitățile, să-mi plătesc apa, salariul, care e 20 ceva de milioane, plus etichetele, plus transportul la navetiști, tot noi îl plătim. Ca să-și păstreze forța de muncă, le asigură transportul și îi aduce din toate comunele județului. Are 200 de angajați și majoritatea primește salariul minim pe economie, 1100 de lei net. Așadar, de 5 până la 10 ori mai puțin decât plătesc italienii pentru pantalonii cu sus de ele. Tincu ar mai avea nevoie de oameni, însă forța de muncă nu se lasă ușor convinsă. Nu vine lumea, nici la țară nu vine, că nu plătește. Chiar dacă pun transport de la țară, Dar nu sunt la țară. Marcela lucrează în fabrică de 39 de ani și numără zilele până când va ieși la pensie. Nu știe nici cine e Prada și nu înțelege moda englezilor, care plătesc pentru pantalonii cu sus de ea câteva salarii de ale ei. Uite, al meu chiar nici nu se întoarce amul. Doamne, Numai că nu suntem cu bani. Suntem fără bani. Trebuie să-l așezăm aici așa frumos, îl îndoim. În fabrică au rămas în mare parte angajatele care au prins și anii comunismului. Erau peste 1000 de oameni și lucrau pentru piața rusă. Alți tineri își caută un rost pe afară, în vreme ce părinților așteaptă aici vremuri mai bune. Au plecat în străinătate, au plecat la îngrijit bătrâni, la lucrat agricultura în sud, în Sicilia, în Spania, au plecat mulți. Și ce aveam să facem? Aveam și noi o vârstă și o ambiții profesionale, nu puteam să rămână așa. Și am inventat chestia asta, am învățat-o de la alții. Am aplicat-o, s-au luat și alții după mine și avem rezultatul ăsta. Păi decât deloc, decât la stat, decât să frece menta și să aștepte ajutorul social. 10.000 de oameni din Botoșani sunt angajați în fabricile de confecții, iar patronii aduc în secții pe aproape oricine se prezintă la poartă. La cât vă treziți dimineața să veniți la serviciu? Fără zi și la 3, fără zi și trezi. Și la cât vine mașina să vă ia? La 4. Asta e viața la români. La noi. Și salariul care este? Minim.
Doilea nu de pretaric să vă dințe. 30 de autocare pleacă în fiecare zi spre satele din Botoșani, iar 10.000 de oameni au un loc de muncă datorită lonului. Curând însă acest tip de afacere va deveni istorie. Giganții din industrie caută țările care oferă cel mai mic preț, iar Turcia a făcut din asta o strategie de țară. În acest moment, industria producătorilor de confecții se împarte în trei categorii: cei care lucrează doar în zona de asamblare, cum e cazul Rapsodiei Botoșani, și care câștigă din prețul mic al forței de muncă și volumele lucrate, cei care au trecut la nivelul următor și livrează clienților produs integrat. Majoritatea firmelor sau cele mai mari firme din România lucrează complet prost firme. Primind de la client numai o schiță. Și o ultimă categorie, cei care își doresc să concureze străinii prin propriile branduri. Elena Stoica bifează primele două categorii și are ambiția să-și vadă propria marcă și în magazine. Până atunci livrează milioane de produse anual pieței britanice. Lucrează volume mari cu o marjă de profit mică, 7%. Asta e un brand englezesc? Da, e un brand englezesc. Și la cât ajunge prețul? Cu cât îl vindeți brandului? Cu prețul de vânzare. În jur de 6 lire. Pantalonii cu flori în jur de 7 lire. Prețul la o asemenea salopete de vânzare 6 lire. 500 de angajați depind de deciziile luate de partenerii străini care uneori de azi pe mâine își mută producția în țări cu forță de muncă mai ieftină. Această piață, businessul în care noi suntem, este un business cu o mobilitate incredibilă. Ei se duc acolo unde obțin prețul lor. Elena lucrează în principal pentru zona de fast fashion, haine ce se schimbă săptămânal în magazine, dar are și colecțiile unui brand de lux. Știi, ați lucrat pentru cine? Pentru Topshop, e un brand englezesc, 6 lire. Câte bucăți ați făcut? Cred că 25.000. Șocul Brexitului, când lira s-a depreciat, i-a adus pierderi de 1 milion de euro, adică 25% din cifra de afaceri a societății. Atunci Elena Stoica a realizat că e momentul să-și crească propriul brand, pe care îl lansase în urmă cu câțiva ani și pe care îl scotea la lumină doar la târgurile de confecții, pentru ca posibilii clienți să vadă ce poate să coasă cu tehnologia pe care o are în fabrică. Foarte multă vreme am avut părerea că fiecare trebuie să facă lucrul pe care știe să-l stăpânească. Adică producătorul să fie producător, comerciantul să fie comerciant. Dar între timp mi-a mai schimbat așa ideea, pentru că am avut experiențe destul de neplăcute vis-a-vis de diversi comercianți de lanțuri de magazine care veneau și cumpărau de la noi, de la producător, vis-a-vis de preț. Și atunci am zis, e momentul să încercăm să ne facem și propriile noastre magazine. Odată planul stabilit, Elena a înțeles că are nevoie de un designer, așa că a plecat la Cluj. Tata, ne volumezi, da. Și formă, ai putea foarte bine. Și tu ești machiaj? Studenții de la Facultatea de Modă se pregătesc să-și prezinte colecțiile de absolvire, iar Elena Stoica trece de la unul la altul și le propune să deseneze colecții de serie pentru brandul ei. Vă lansez o provocare. Aș vrea să te gândești la posibilitatea de a veni alături de noi, producători, să vezi ce înseamnă o producție, să vezi ce înseamnă să faci lucrurile astea să devină serie. E o etapă a voastră unde trebuie să fiți sprijiniți și vreau să spun că sunt foarte mulți în România dornici să vă aibă aproape și împreună, de ce nu, să facem chiar și colecții de producători. Te-ar tenta să vii alături de producătorii români și de maniera în care să lucrăm împreună și visul tău să devină realitate? Cu siguranță mi-ar face mare plăcere. După gală, Elena Stoica se întoarce într-o realitate pe care o vede în fiecare zi. Fabrica ei ocupă un sfert din fostul spațiu al întreprinderii. Restul e în paragină pentru că statul n-a valorificat activele. Ar fi putut cumpăra tot, dar n-are forță de muncă.
Periodic, o caravană pleacă prin sate să-i convingă pe oameni că pot avea un serviciu și dacă n-au calificare. Ultima dată i-am însoțit și noi. 3 opriri, 3 primari, peste 100 de asistați sociali, șomeri și oameni care n-au muncit niciodată.